Vă salut, prieteni, sunt Cristian Alexandrescu. Colegul nostru, jurnalistul și scriitorul George Hodorogea, ne propune ca subiect pentru azi adevăruri ascunse în România, misteriosul oraș de pe malul Dunării, istoria și toponimicile. În marea lor parte, denumirile geografice și istorice au la bază toponimice antice și putem exemplifica cu cetatea Dacă, Argedava, județul Giurgiu, care vine de la numele dac al râului Argeș, Argesos sau Argesis. De asemenea, avem altă cetate dacă, Sucidava, lângă corabia județul Olt, care își trage numele de la tribul dac Sucicii. În județul Vâlcea avem pe malul Oltului, vis-a-vis de stațiunea Căciulata, pe câmpia Bivolar, castrul roman Arutela, care își trage numele de la comunitatea dacilor de pe acolo, cu același nume, dar și de la râul Alutus, vechea denumire a Oltului. Reconstrucția de azi a castrului nu corespunde cu locul originar aflat pe celălalt mal și care fortificație făcea parte din vestitul Limes Arutanus, o linie fortificată ce consta dintr-un val de pământ de la nord spre sud, ce acoperea granița de est a Daciei Romane și de-a lungul căruia romanii ridicaseră mai multe castre, azi fiind identificate doar 7, dar conform istoricilor numărul lor era mult mai mare și lista toponimicilor ar continua, dar ne oprim doar la unul, adică la cetatea care face azi subiectul articolului, și anume cetatea legendară Histria. Câte ceva despre cetatea Histria. Cetatea Histria se află în județul Constanța, în apropiere de orașul Babadag, pe marul lacului Sinoe. Conform istoricilor, cetatea Histria a fost întemeiată de coloniști greci în secolul al VII-lea înaintea erei noastre, fiind astfel prima colonie la Marea Neagră, dar totodată și prima așezare urbană pe teritoriul actual al României. Despre cetatea de la Babadag se știe că a înflorit continuu timp de 13 secole datorită amplasării strategice într-o zonă cu ieșire direct la Marea Neagră, Pontus Euxinus, negoțul cu alte colonii grecești, aducând o neașteptată prosperitate așezării. Cetatea a continuat să înflorească și sub stăpânirea romană. Doar prezentul sit se întinde pe o suprafață de peste 70 de hectare, dar reala întindere antică era de 5 ori mai mare conform textelor antice. Întemeiatorii au fost coloniști proveniți din orașul cetatei Milet. În epoca ei de glorie, cetatea număra peste 10.000 de locuitori, un număr foarte mare pentru acea vreme, și astfel a dobândit titlul de metropolă. În anul 100, în era noastră, romanii fortifică cetatea și au conectat-o la o rețea de apă ce cuprindea conducte de peste 30 de kilometri lungime și au construit multe terme romane, drumuri care o legau de alte așezări. Totodată, sub stăpânirea romană, s-au construit piețe pavate, clădiri culturale și religioase și nenumărate vile. Săpăturile de la Histria au scos la iveală și o mare bazilică episcopală, de 60 de metri lungime și peste 30 lățime, ceea ce dovedește că în secolul V Histria devenise atât de importantă încât căpătase rangul de episcopie. Histria avea dreptul să bată monede, iar simbolul cetății era un vultur care stătea pe un delfin. Cel care a identificat actualul sit de pe malul lacului Sinoe, drept cetatea Histria, a fost cunoscutul istoric și dacolog Vasile Pârvan. Dar de-a lungul timpului mai mulți istorici au provocat o mare controversă. Este oare actuala Histria adevărata Histria? Din motive nelucidate, polemica a fost băgată, cum se spune, sub preș. Oficialitățile au ignorat teoriile contrare și situl actual a rămas Histria Antică, cea pomenită în multe texte antice. Dar oare este adevărata Histrie? S-a înșelat sau nu Vasile Pârvan? Argumentul istoricilor contestatari vine printre altele de la toponimică. În limba latină, Hister înseamnă Dunărea, se mai poate traduce și prin la Dunăre sau lângă Dunăre. Dacii spuneau Istria, denumire ce venea de la numele dac al fluviului Dunărea, Istros. Deci atât dacul Istria cât și latinul Histria au aceeași rădăcină toponimică. Se știe că și grecii foloseau pentru Dunărea același nume, Istru. Istrul era considerat fluviul sfânt și sunt mărturii scrise care arată că însuși Alexandru cel Mare, Macedon, dar și Traian au făcut des sacrificii rituale și au adus ofrande fluviului. Dar dacă toate toponimicele indică Histria ca o metropolă înfloritoare pe malul Dunării, ce cautați Histria la malul Mării Negre? După câte știm, Dunărea nu și-a schimbat cursul și ea se varsă în mare, dar nu la Babadag, ci mult mai departe, la Sulina sau Sfântul Gheorghe.
Atunci de ce un istoric de valoare ca Vasile Pârvan, dar și ceilalți care l-au urmat, s-au putut înșela atât de grav sau poate a fost nevoit să se înșele? Orice minimă logică de bun simț indică că adevărata Histrie nu putea fi pe malul Mării Negre, ci undeva pe Dunăre. Un istoric indică locul real lângă localitatea Topalu, undeva în apropiere de Dunăre, dar și de locul numit Valea Carasu, aseacă, dar care se presupune că acum 3.000 de ani era un adevărat canal navigabil care ajungea până la mare. Se știe că actualul canal Dunăre-Marea Neagră urmărește exact cursul Văii Carasu. Șantierul lui Dej. Să ne întoarcem puțin în timp, în anii 50, atunci când liderul comunist Gheorghe Gheorghiu Dej, la sugestia dictatorului bolșevic Stalin, începe construcția unui canal ce urma să lege Dunărea de mare, prilej cu care Dej a scăpat de marea parte a elitei românești trimisă forțat în coloniile de muncă ale viitorului canal, și unde zeci de mii de intelectuali contestatari ai regimului comunist au murit în condiții îngrozitoare, iar alte sute de mii traumatizați pe viață. Dar nu subiectul crimelor comuniste ne ocupă timpul azi, ci misterul denumit Histria. În apropiere de Topalu, în zona lucrată de colonia penitenciară 12, apar artefacte grecești și romane. Comuniștii nu dau importanță și singura lor măsură este ca unele obiecte găsite să fie depozitate într-o baracă. Gurile rele spun că s-au găsit și multe monede de argint, dar care ar fi dispărut misterios în buzunarele secretarilor PMR sau ale comandanților de colonii penitenciare. Căldura care ucide. După mărturia unui civil, un maestru de șantier, buldozerele rusești au dat la iveală o încăpere subterană în care se aflau câteva rulouri metalice, lungi de un metru și cu diametrul de 12 centimetri. Maestrul Gheorghe Amariei mai zicea că rulourile aveau fiecare inscripționate un fel de soare. Nefiind făcute din aur sau argint, comuniștii nu le-au acordat niciun interes și le-au depozitat la grămadă. Erau 7 bucăți în deja cunoscuta baracă ridicată la rang de depozit arheologic. În curând, buldozerele au făcut dispărută pentru totdeauna camera subterană și lucrul la șantier a continuat până când s-a putut observa o anomalie. Deși era un februarie extrem de geros, în baraca depozit era o căldură de peste 30 de grade Celsius, deși nu era nicio sursă de încălzire în ea. Ba mai mult, un brigadier și câțiva muncitori plus 2 milițieni care aveau acces și păzeau baraca au început să se simtă rău. În doar câteva zile, 11 oameni au intrat în comă și, deși au fost duși urgent la spitalul din Galați, au murit cu toții. Cauza decesului necunoscută, deși la presiunea politicului, medicii au trecut pe actul de deces diferite cauze, normal inventate. Vizita unui spion KGB. Din mărturisirile unui fost colonel de securitate, la puțin timp după decesele misterioase, organele românești de securitate i-au raportat lui Dej despre prezența identificată a unui spion rus bănuit a fi membru KGB pe șantierul canalului. Prezența rușilor pe șantier era la ordinea zilei, fiindcă lucrarea era supravegheată de ingineri din țara vecină, dar până atunci nu se identificase niciun spion. Gheorghe Gheorghiu Dej, care deja intrase în conflict cu Stalin din cauza grupului Paucăr Georgescu, grup ce venise din URSS imediat după 23 august 1944, s-a cam speriat și îngrijorat. Așa că a dat ordin ca respectivul rus, identificat ca Sergei Pavlicenko, să fie supravegheat non-stop ca să se afle motivul real al prezenței pe șantierul canalului. Ceea ce securitatea a și făcut. Într-un raport al securității, remis liderului de la București, se specifica că agentul Sergei se interesa de zona Topalu, adică exact acolo unde se descoperiseră artefactele și tot acolo unde o boală ciudată ucisese mai mulți muncitori și milițieni. Să nu uităm că, deși nu știau exact motivul, comuniștii dăduseră ordin ca baraca să fie sigilată și în jurul ei să instalase un dublu gard de sârmă ghimpată, astfel fiind interzis accesul tuturor la baracă până la noi ordine, care deocamdată n-au mai venit. Și asta fiindcă în anul 1953, progresul canalului fiind egal cu zero, șantierul a fost închis. Nu ca mai înainte să se găsească și vinovații de serviciu pentru eșec. Au fost aleși 10 foști importanți oameni interbeli și judecați pentru sabotarea canalului. O parte au fost condamnați la închisoare pe viață, iar restul executați în public. De ce s-a speriat Dej și de ce a oprit șantierul? Varianta oficială a istoricilor comuniști a fost faptul că dictatorul rus Stalin murise și Dej nu se mai simțea obligat să ducă la bun sfârșit planurile impuse de Moscova.
Deci, preluase legăturile cu Iugoslavia, dușmanca lui Stalin și deja cu mareșalul Tito, punea la cale un alt mare proiect, hidrocentrala, ce urma să fie construită pe Dunăre, la porțile de fier. Totodată, deci, urmărea și o apropiere de fosta elită românească, mai ales că se afla în punctul culminant de luptă pentru putere cu grupul Paucăr, luptă câștigată până la urmă de el. Pe Lucrețiu Pătrășcanu l-a executat în 1954 la Jilava, iar pe Luca Georgescu și Paucăr i-a marginalizat, aceștia nemai contând în niciun fel în nomenclatura comunistă conducătoare. Dar există și a doua variantă, pentru care, deci, ar fi oprit construcția canalului, variantă despre care se vorbea discret și despre care nici azi nu se recunosc prea multe. Rapoartele securității despre activitatea spionilor caghebiși pe canal, în special la Topalu, arată că rușii bănuiau că în zona ar fi un depozit natural de material radioactiv și un fel de fostă mină și atelier anti care putea să prelucreze uraniul, invocându-se prezența celor 7 rulouri descoperite. De teamă că s-ar putea să fie adevărat și atunci sovietici ar fi avut un motiv serios pentru ocuparea României, vezi planul real Valev, conceput de Suhuvoi în 1953 și reînnoit în 1964 de Valev, deja ar fi dat ordin ca șantierul să fie închis. Iar toate descoperirile de la Topalu să fie distruse sau îngropate astfel ca nimeni să nu mai știe sau să pomânească ceva de ele. Ordinul s-a îndeplinit urgent și totul a fost șters de parcă nici nu ar fi existat. Mărturii indirecte. Cu timpul au apărut și pe colo mărturii sau frânturi de mărturii care pun în lumină ceea ce s-a întâmplat cu adevărat în anii 50 pe șantierul canalului Dunăre-Marea Neagră, varianta Dej. Astfel s-a aflat cu stupoare că lucrările șantierului nu dezvăluiseră doar câteva artefacte grecești și romane, ci decopertaseră ruinele unei adevărate așezări antice. Ar fi fost descoperite drumuri pavate, piețe, clădiri, terme, etc. Dar așa cum s-a întâmplat și cu alte descoperiri din deceniul al VI-lea, din secolul 20, comuniștii neinteresați de trecutul istoric erau preocupați doar de timpul prezent al omului nou de tip sovietic. Nu numai că ignoraseră descoperirile, ba le distruseseră sau chiar astupaseră. Și nu era un fapt izolat, să ne amintim ceea ce s-a întâmplat cu descoperirile arheologice de la Cluj, astupate la ordinul partidului sau cele de la Costești Argeș sau din Munții Orăștiei, situri unde s-a permis locuitorilor să folosească materialele antice la construcția de case, garduri sau mici potețe. Și lista cu distrugerile cretine e foarte mare, dar probabil vom vorbi despre ele în alte episoade ale serialului nostru din Secretele tăinuite de comuniști. De ce s-a modificat traseul canalului? Au venit și anii 80 la inițiativa lui Nicolae Ceaușescu să reia construcția canalului și de data aceasta lucrarea este în sfârșit finalizată. În mare, traseul canalului nou corespundea cu cel al lui Dej, cu o mică excepție. Noul canal în primii 10 km avea traseu puțin schimbat și culmea, noul traseu acopera acum definitiv descoperirile din 1951-52. Metropola ciudată era pierdută definitiv, fiind înnecată sub ape, precum legendarea insula Adacale înghițită tot la ordinul lui Ceaușescu de lacul de acumulare de la porțile de fier. Recent s-a publicat un fel de studiu în care la un moment dat aflăm că modificarea traseului s-a făcut din teama lui Ceaușescu de o eventuală descoperire senzațională la Topalu. Adevărul se află sub ape. Ce se bănuiază în lumea istoricilor, dar mai ales a ufologilor? Adevărata cetate Histria se află pe Valea Carasu, în apropiere de Dunăre și localitatea de azi numită Topalu, dar se află acoperită de apele canalului. Histria de la Dunăre ar fi fost ridicată cu multe milenii înainte decât cea de pe malul lacului Sinoe și constructorii ar fi fost ceea ce numim astăzi astronauții antici. Cele 7 rulouri radioactive pare că ar fi fost tehnologii sofisticate folosite în diverse lucrări de primii locuitori. Prin anul 800 înaintea erei noastre, cetatea ar fi fost populată cu localnici daci, dar și coloniști greci. Luând hotărârea de a părăsi Terra înainte de a pleca, extratereștrii i-au ajutat pe locuitori să ridice viitoarea și înfloritoarea Histrie de pe malul lacului Sinoe. Aceștia au păstrat numele vechii cetăți de la Istru, de unde și nepotrivirea toponimică între numele așezării și locul ei. Se presupune că și Nicolae Ceaușescu ar fi avut informații, parte din ele chiar de la Gheorghiu Dej,
parte de la Securitate și DIE și din dorința lui megalomană, dar și prostească de a mistifica trecutul, ar fi dat ordinul de modificare a traseului canalului Dunăre-Marea Neagră, îngropând astfel sub munți de moloz, dar și milioane de tone de apă, un adevăr istoric supărător pentru cel care se credea urmașul lui Burebista, Mircea cel Mare, altă mistificare, Mihai Viteazul, Cuza și alți importanți voievozi români. Rămâne însă o enigmă de ce marele istoric pârvan, nepresat politic, era epoca interbelică, a susținut că situl de la Babadag era fosta cetate legendară Histria. Sau poate ne înșelăm noi și existau presiuni și atunci. Ne oprim aici, prieteni, sunt Cristian Alexandrescu și vă sun ca de obicei, pe curând!